Ministerul Cultural este o persoană care are în spate rigoare, valoare, talent și multă, multă responsabilitate. Cred că, în primul și în primul rând, trebuie să-și câștige respectul celor cu care lucrează, în instituția pe care o manageriază. Managerul cultural trebuie astăzi să îndeplinească mai multe condiții, o să numesc doar câteva dintre ele, să aibă viziune. Asta înseamnă și că să vadă dezvoltarea instituției într-o manieră strategică, pe termen mediu și lung, și totodată să poată să reacționeze prin mijlocul acelei ce le are la dispoziție la schimbările care se petrec în mediul cultural, la schimbările grupurilor țintă, cărora li se adresează instituția și, de asemenea, o altă condiție este să știe să-și formeze o echipă. Suntem în același timp oameni de acțiune, ar trebui să fim vizionari și ar trebui să avem un raport constant de și suntem aici cu legislația, cu legiuitorul, pentru că nu vom înainta spre standarde înalte europene fără legi foarte bune. Managerul cultural trebuie să fie, în primul rând, o persoană inovativă, deoarece se confruntă cu situații foarte diverse și, neavând o creativitate pe măsura surprizelor care pot să apară, atunci ar fi în permanență în situații de criză. O caracteristică a managerului cultural, în afară de talent și de ceea ce s-a mai spus, este lucrarea programatică. Lucru organizat, sistemizat și programatic. Un manager nu lucrează la întâmplare. Își face planuri, își face un program, lucrează în mod coerent, nu are o lucrare întâmplătoare. Trebuie să fie extrem de dinamic, de mobil, receptiv la tot ce se întâmplă în jurul său, să știe să asculte oameni și să nu rămână indiferent la ce se întâmplă în jurul său. Deci, din punctul meu de vedere, un manager cultural trebuie să fie deschis la minte, am mai spus, trebuie să fie creativ. Acum, mai nou, îmi dau seama că trebuie să-și împărtășească din planul de management, în așa fel încât angajații toți să înțeleagă care este viziunea organizației și să concureze și să concure la îndeplinirea ei, să știe să-și responsabilizeze angajații și să-i stimuleze. Talent și perseverență. Chiar încăpățânare. Trebuie să fie un vizionar, dar un vizionar realist, așezat pe niște baze legale și că el trebuie sprijinit și de colectivul pe care îl conduce și de cei care sunt deasupra autoritatea sub care funcționează. Să asculte tot ce se întâmplă în jurul lui, pentru că prin observație și prin analiza a ceea ce se întâmplă în jurul lui și cu o deschidere fantastică către alte opinii, putem să ajungem la un numitor comun care să ne fie avantajos și nouă. Mai în glumă, mai în serios, să fim de cultură. Să facă parte din structura spectacolului, să zicem, să cunoască în intimitate laboratorul de creație al unui spectacol, să știe să-l promoveze, să știe să atragă resursele de realizare a spectacolului, făcându-l pe finanțator la rândul lui să cunoască acest laborator de care vorbeam și, în final, să-l iubească. Managerul cultural este un vrăjitor care știe să facă din din nimic un bici care să pocnească.